Adrian Bogoi este mulțumit de evoluția elevilor săi în partidele de verificare disputate în această iarnă. Pandurii a reușit o victorie în ultimul meci împotriva celor de la CSU Filiași. Scor 1-0. Bogoi a mai precizat că în această perioadă pune accent pe pregătirea fizică și își dorește să nu aibă jucători accidentați. Pandurii se pregătesc la Târgu Jiu în această iarnă, problemele financiare obligând echipa să rămână în municipiu pentru pregătire. Bogoi este mulțumit de cum s-au mișcat elevii săi în amicalul cu cei de la Filiași. A fost un meci bun de pregătire în care am folosit două echipe. Un prim 11 mulțumitor cu o primă repriză destul de bună în care am și marcat un gol și am avut mai multe ocazii. Iar în repriza a doua am dat posibilitatea tuturor celor care fac parte din lotul nostru să joace, chiar și juniorilor care se pregătesc cu noi, a spus Bogoi. Pandurii vor juca următorul meci amical împotriva celor de la Național Sebiș.